Dragilor, creatorii de conținut sunt și ei oameni ca noi toți. Au și ei nevoi, au nevoie de mâncare, au nevoie să plătească chiriile, au nevoie de haine și așa mai departe. Au și ei nevoie de bani. Motiv pentru care lucrează cu diverse branduri care sunt dispuse să le dea bani în schimbul unor servicii. Merg la evenimente pentru bani. Merg la petreceri pentru bani. Vin ca invitați la balul bobocilor. Pentru bani. Fac clipuri în care promovează branduri. Pentru bani. Pun poze și stories pe social media. Pentru bani. Adică influencerii își oferă timpul, abilitățile, talentul și energia pentru un angajator care le dă bani. Exact ca orice om care muncește. Un casier de la Oșan, de exemplu, merge în fiecare zi la lucru și își vinde timpul, experiența, abilitățile și energia pentru bani. Un contabil face la fel, un șofer de tir face la fel, orice om care muncește în lumea asta își vinde o parte din el pentru bani. Bun, hai să lămurim niște lucruri. Eu muncesc, tu muncești, noi muncim, voi munciți. Influencerii nu prea muncesc, în opinia mea. Cel puțin nu ca un angajat cu carte de muncă. Într-adevăr muncesc pentru visul lor, pentru că petrec timp editând, filmând, lucruri foarte grele de altfel, trebuie să ne înțelegeți. Dar nu putem compara frate lucrurile între ele. Păi un angajat are un șef, care de obicei este un muist, pentru că a coborât Iisus Hristos și a dat mare funcție în cadrul societății. Are un program, are atribuții, are niște responsabilități și de obicei petrece între 8 și 12 ore la muncă, 25 de zile pentru 2000, hai, 3000 de lei. Cu toții știm că youtuberii și influencerii au apărut pentru că au ceva ce un angajat normal nu are. Prea mult timp liber, în care mai filmezi și tu căcaturi să le pui pe YouTube. Nu? Nu poți, frate, să compari un șofer de tir cu un influencer. Păi un șofer de tir nu-și vede familia de la șase luni în sus și se spală și el la roata tirului cum poate. Pe când un influencer se trezește dimineața și zice, da, m-am trezit, a, oare ce să fac azi? Ce să mai filmez? Am 700 de mii de sunt o vedetă, influencer! Nu pot să spun că nu sunt de acord cu promovări plătite sau cu alte forme de a câștiga bani din influență reală. Dar asta nu înseamnă că muncești ca oricare alt om. Ok, muncești, am zis, dar nu te compara cu un angajat adevărat. Și spun asta din propria experiență, pentru că una este ceea ce fac la muncă și alta este ceea ce fac acasă în timpul liber pentru YouTube. Chestiile astea eu le știam de mult și cred că le-ați mai auzit și voi. Dar acum au venit influencerii să se apere spunând cât de mult am muncit ei, ani de muncă și sacrificii, după ce a apărut pe net un scandal cu ceva creme plaj bio, promovate de niște influenceri ce s-au dovedit a fi false și dăunătoare. Nu a știut despre ce este vorba așa că m-am uitat la alții care au povestit cât de cât și am ajuns pe canalul Aluziva unde dacă în prima parte 50 de minute a spus lucruri ok, în cea de-a doua parte s-a oprit și a început să-mi povestească despre influencer, creator de conținut și YouTube. A ajuns ca termenul influencer să aibă de fapt un, o valoare așa peiorativă în sensul că dacă cineva spune despre sine sau este numit un influencer este automat un om care nu face nimic. Mie mi s-a spus în comentarii că la muncă, da, nu pe YouTube, că ce ești tu mare influencer, că cine ești tu să dai, să recomazi nu știu ce, sau de ce faci tu clipuri pe YouTube, că du-te și muncește cu cârca. Nu, e, nu, așa se pune problema. Nu toți oamenii care creează conținut pot fi aruncați în aceeași oală. Oamenii care comentează despre mine că eu sunt influencer și că, să trec la muncă, să nu, mai, să nu mai îmi dau eu cu părerea pe internet, sunt niște oameni care nu mă cunosc. Ok, cred că ai luat puțin cam personal comentariile răutăcioase, dar hai să nu ne grăbim și să ne gândim puțin. Au ăștia dreptate sau nu au? Eu aș zice că au. De ce? Păi hai să ne uităm pe YouTube-ul românesc și să vedem influencerii pe care ar trebui să iubim. În primul rând, cum ajunge un nimeni să fie influencer? Păi spuneu, spun eu, prin clickbait, titluri false, scandaluri, pomană și așa mai departe. Și în al doilea rând, Țin să te anunț că sunt youtuberi cu sute de mii de abonați care nu au nici măcar liceul. Și nu mai vorbesc de liceu. Bă, frate, sunt unii care nici măcar nu au 8 clase. Bă, frate, 8 clase. Atât. De asemenea, sunt youtuberi care nu sunt în stare să lege o propoziție cap-coadă cu subiect și predicat, așa că se filmează de 50 de ori, taie filmarea acolo unde a vorbit corect, o lipește în așa fel încât să pară că a vorbit coerent. Un creator de conținut trebuie să creeze conținut. Faptul că te filmezi cum te trezești, cum mănânci, cum te îmbraci, nu te face un creator de conținut pentru că tu practic n-ai creat nimic. Acum, în opinia mea, na. Ce-ai creat? Mâncarea pe care o mănânci, că nu înțeleg. Mie îmi place să cred că sunt un creator de conținut, pentru că dacă te uiți pe YouTube la ultimele mele 5 clipuri, vezi că am creat un roast, o melodie, poze editate, trailere la caterincă și da, când lumea mă întreabă dacă fac bani din YouTube, spun că nu. Acum na, da, eu o fac pentru că îmi place, nu știu de voi, sincer. În altă ordine de idei, scandalul Plush Bio este clar o lecție că influencerii trebuie să se documenteze puțin înainte despre căcaturile pe care urmează să le promoveze. Și da, așa cum ai spus și tu, nu toți suntem de căcat, iar lumea ar trebui să-și dea seama de acest lucru și să înjure pe cine trebuie, nu pe cine nu. Iar dacă vor veni oameni care să mă contrazică la ceea ce am spus mai înainte, uitați, vă pun un video care să vă lămurească. Fii atent, uh, Teo! n-aș mai lua de la capăt. Serios? Nu m-aș mai întoarce. Da, n-aș mai lua-o. Vorbe serios. N-aș mai lua-o. Aș, aș încerca să fac altceva, o meserie practică, ceva, nu știu, uite, îmi place ce face nevastă, să so- mai medic, stomatolog. Bă, face o chestie ca lumea, tu ce scoate dinți, bam, ia banul, a plecat câți dinți, s a scos doi dinți, poftim, 10 lei pe dinte, ta, ta, ta. Noi, nu facem nimic concret, înțelegi? Noi vindem niște, noi împachetăm fum și îl vindem poate să-ți placă fumul pe care îl vinde unul, poate să nu-ți placă. Adică, știi, noi împachetăm idei, păreri, fum, totul e, trece. Da, da. N-aș mai face chestii. El vorbește despre oamenii din televiziune, dar se poate aplica și pentru youtuberi, pentru că nu se face nimic concret. Se face un căcat și apoi se cere bani pe el, nu ca soția lui care este dentist și muncește cu adevărat. Practic, omul ăsta mi-a citit gândurile, iar dacă l-am descoperit pe el cu această mentalitate, sunt sigur că sunt mai mulți. Tocmai de aceea am prins tupeu și am făcut acest clip. În concluzie, oamenii au tot dreptul și pe bună dreptate să blameze influencerii. Dar trebuie să te informezi cine este de căcat și cine nu, pentru că nu toți sunt la fel și nu trebuie să puși toți în aceeași oală. YouTube-ul, la fel ca și televiziunea, este plin de gunoaie. Cam atât am avut de zis, până data viitoare, înjurați-mă ca de obicei!